Îl am aici pe Costin, unul dintre noile povești de succes ai programului Burta Jos. Țin să te felicit, Costin, pentru chiar dacă am doar două kilograme ai dat jos, dar pe centimetri, 14 centimetri ai dat jos în 12 săptămâni, ceea ce e super tare. Țin să te felicit! Salut! O să o să adresez Costin, niște întrebări care sunt de general interes pentru cineva care vrea să facă schimbările pe care le obținut și tu. Și în primul rând evident, partea care inspiră. Tu ce rezultate ai obținut în aceste 12 săptămâni de colaborare? În primul rând rezultate fizice și după aia discutăm și despre restul. Primul și în primul rând disciplina și ordinea, asta contează cel mai mult. Mm. Și felul care felul care mănânci, cum mănânci când mănânci. Important este să mergi să faci exerciții. Asta este, contează cel mai și cel mai mult. Pentru tine simți că a contat cel mai mult partea asta educație nutrițională, să înțeleg. Da, pentru că aveam problema asta. Mă apucam, mâncam seara sau mâncam foarte mult. De când, de când nu mai fac lucrurile astea, se văd rezultate foarte, foarte... Da, rezultate se văd. mă simțeam foarte obosit, în primul rând, de la mâncare. Dimineața, când mă trezeam, eram foarte, foarte obosit. Acum nu mai am problemele astea. Pe lângă surplusul de țesut adipos pe care l-ai avut, să înțeleg că afecta și nivelul tău de energie. Cum mâncai? Da, absolut. Da. și eu eram conștient de asta, pentru că asta nu e prima dată când eu merg la sală, așa, de ani de zile, de când aveam 16-17 ani. Eu am trecut prin toate chestiile astea și... La un moment dat zici că parcă mâncarea îmi dădea o depresie și nu mă mai lăsat să mă mai duc la sală, nu știu de ce. Mm. Și de-abia de așteptam să-mi doresc să ajung iară la la aceleași sentimente care le aveam când țineam, un, țineam o dietă ca lumea și mă duceam la, la sală constant. trebuie să-ți recuperezi rutina da? Da, da. Cum împași tu viața de, de familie, de business, de programul pe care îl facem noi? Cum, Cum te descurci să te organizezi? Că, din câte știu, tu te duci la cumpărături, tu îți gătești? Da, mă mai ajută, mă ajută și toți foarte foarte mult. Adică ea îmi face deserturile, ca așa la gust mi le dau eu la gust, știi? Mâncarea. Dau pe chestii simple, plus că am și o noțiune de a mânca sănătos, adică știu ce să mănânc sănătos, ce să nu mănânc sănătos, numai că știi că tot ce e nesănătos e foarte bun. Asta era problema la mine, că da. încercam, îmi, plăcea să mănânc, îmi place să mănânc totul nesănătos, cam asta e ideea. Ok, Și cum, Dar, e? A... Cum e experiența ta cu nutriția din program? Ți-a satisfăcut necesitățile de, de, gust al mâncării? Da, pentru că este un lucru normal, știi? Deci cum ai mânca o mâncare normală, deci nu zici că bai, trebuie să mănânc fără sare. Știi cum sunt rețetele alea de demult, că trebuie să mănânci două alune toată ziua, să nu mănânci deloc. Să... Deci total da. diferit, total mm -hmm. diferit. Da, tu ai avut în trecut ce alte abordări mai ai, ai mai avut în trecut înainte să lucrăm împreună? Nu, n-am mai, deci pur și simplu eu mă, eu singur îmi, mm -hmm. îmi făceam eu meniurile mele, știam ce să mănânc cum trebuie, depuneam mult mai mult efort la, la sală decât te până acum și rezultate sunt mult mai bune acum sau unele exerciții, da, un exemplu. Mi se pare că acum câte exerciții fac sunt mult mai ok decât exerciții care exerciții care le, făc, le făceam eu anterior să încep să, să vorbesc cu tine. Adică am mult mai, rezult, mult mai multe rezultate prin exercițiile tale pe, decât, le aveam, decât le făceam eu înainte, știi? Ah. Ok, deci cum, ai... cum, le, cum le intercalăm? Adică simt timp eu pe, pe pielea mea, exercițiile astea, cum le intercalezi tu, știi, faci da, și spate, faci și bice, Da, da super seturi astea și așa mai departe, știi. Dă, dă, dă foarte mult randament. Mm. Deci, practic. Adică, tu simți că da. a, în momentul de față, tu depui mai puțin efort și vezi rezultate mai bune decât se întâmpla în trecut. Da, corect. Am un program acolo care eu pot să mă ghidez după el. Înainte mă duceam să și mă gândeam, bă, ce fac acum? Ce lucrez, ce nu lucrez? Așa știu, pac, am deschis aplicația. Am început aia, 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 mi-am scris seturile, mi-am scris cu ce greutate. Te ajută să înțeleg faptul că ai un plan clar și nu, da. adică știi exact cum să faci pașii. Mm -hmm. Și simți că efortul pe care l-ai depus în aceste trei luni Se poate transforma într-un stil de viață pentru tine? Păi da, este deja Pentru că aici vreau să reajung Pentru că eu ajunsesem la... Eram așa, dar nu știu Au fost niște lucruri care m-au oprit pur și simplu Și n-am mai... Tot ziceam, lasă că mă duc astăzi, lasă că mă duc mâine Acum am început să mă duc și duminica Deci care niciodată nu mă duceam duminica la sală Deci mm -hmm. nu mai, pentru mine Și acasă, prioritate, pac Aia, aia program, aia, aia program Super tare Două întrebări o să mai am pentru tine. Unul, ce ți-a plăcut cel mai mult în acest program? Programul în sine îmi place, adică, da, să discut cu tine, ești, ești un om super super ok, super cool, adică te implici foarte mult. Asta contează foarte mult și mă cum interacționez cu persoana, știi? Pentru că, adică, nu, am avut un click excepțional cu tine și m ai făcut tu să îmi doresc eu, nu, știi? Mm. Ok, deci ai găsit, fost... ai găsit pe cineva care își dorește la ce fel de mult ca și tine să ai succes, din ce zici. Da, nu e... da, mă Apreciez, chiar da, am avut o comunicare foarte faină de fiecare dată și mi Abia da. așteptam mereu apelurile săptămânale, că mereu eram scurt la, la, la subiect, știu că făceai ce trebuie, foarte tare. Și mulțumesc încă o dată pentru încredere acordată. Da, cu cea mai mare plăcere și succes în continuare și uh, putere, le doresc forță la, to la toți uh, participanții care i -ai la program. Bine, Costin. Mulțumesc frumos, ținem legătura în continuare cu plăcere. și îți doresc la treabă. Ceau, te-am pupat! Sănătate, la revedere, pa, pa! pa.